Vlogul acesta o să fie, cred, unul dintre preferatele mele, fiindcă îmi place foarte mult ideea de a vă prezenta cărțile pe care le-am citit eu în luna anterioară, adică la sfârșitul lunii, să vin cu un vlog cu recenzii legate de cărțile pe care le-am citit în luna aceea. De exemplu, în vlogul acesta am să vorbesc de cărțile pe care le-am citit în luna ianuarie, fiindcă o să vreau să fac asta în fiecare lună, acest miniserie, să zic, despre cărți și o să le recomand. Vlogul de săptămâna trecută este acesta, mi s-a părut cel mai relevant. În fiecare săptămână, de fiecare dată când am să fac vlog și în fiecare săptămână am să postez un comentariu care mi-a plăcut cel mai mult din vlogurile anterioare. So, anyway, let's do this. Să începem cu prima carte. Prima carte pe care o recomand și cu care mi-am început anul este Supernatural de Joe Dispenza. Mega complexă. Vorbește despre meditație, energii, despre chakre, despre fizică cuantică, despre spiritualitate, despre o grămadă de lucruri, despre cum noi ca oameni suntem o mașină extraordinară care se poate vindeca singură și ce mult contează să intrăm în înăuntru nostru și să scoatem tot ce mai frumos la suprafață. O să puteți să înțelegeți mult mai bine informația din cartea aceasta odată ce o citiți și toate poveștile, dacă vi le-aș povesti eu acum, nu le-ați crede până nu le citiți din cartea aceea, așa că nu am să încep, dar sunt povești extraordinare de viață pe oameni care s-au vindecat. Mi-ar plăcea foarte mult să mă duc la un workshop de-a lui Joe Dispenza. El este tipul care a scris și cartea Tu ești placebo, așa că dacă ai citit cartea aceea, cu siguranță o să-ți placă asta mai mult. O să trec și la cartea aceea, dar multă lume mi-a spus că asta este mai complexă. So, a avut super multe review-uri pe Amazon, tot timpul eu mă uit la cărți pe Amazon să văd cam ce note au și ce review-uri au. Consider că e important să vezi și părerile altor oameni legate de domeniul în care este cartea aceea, fiindcă poate sunt mulți oameni și experți care citesc cartea aceea și așa fac și la filme, mă uit pe IMDb. Anyway, mi-a plăcut mult cartea și mie și lui Max. Max a spus că i-a schimbat viața, adică a recomandat cartea tuturor oamenilor din jurul lui. Iar dacă ar fi să dau o notă, ar fi undeva 9 din 10. A doua carte pe care am citit-o este Make Your Bed, Fă-ți patul. Este de General Make Dev, cum îl cheamă? Stai să vă zic cum îl cheamă. McRaven, William McRaven, și această carte are peste 5.000 de review-uri pe Amazon și 4,7 din 5. Deci, clar, tuturor le-a plăcut cartea aceasta. Povestea cărții acesteia este de la faptul că generalul acesta a mers și a ținut un discurs la Universitatea din Texas la sfârșit de an, în care a povestit viața lui. A început cu propoziția contează lucrurile mărunte, make your bed. O puteți să uitați la videoul pe YouTube, fiindcă are peste 10 milioane, cred, este super celebru acest video cu Make Your Bed, în care spune că lucrurile mărunte contează foarte mult și viața lui a fost foarte disciplinată în armată, tipul a fost general, tipul a avut funcție, a fost în trup, 37 de ani a fost în trupele SEAL din America și a avut doar posturi de conducere și explica cum că dacă nu erai disciplinat și nu începeai de la lucrurile mărunte, de la a-ți face patul, nu reușeai să duci până la capăt nicio misiune. Mi-a plăcut cartea din punctul de vedere că îmi place când o carte este scrisă de un om care are o anumită experiență în domeniul acela. Adică este exact ca și cartea The Man's Search for His Meaning. Este vorba despre un tip care practic a trecut printr-o experiență foarte dură în viața lui, la Holocaust, și el își căuta, să zic așa, scopul în viață și povestește din experiențele lui. Nu-mi plac cărțile care sunt doar din bla 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 de dezvoltare personală. Îmi place când dă concret exemple și te inspiră din viața și din greutățile, problemele pe care le-a avut omul acela. Așa că cartea a fost interesantă din punctul acesta de vedere, fiindcă vorbea despre tot felul de misiuni pe care le-a avut el. Dar eu, sincer, nu aș recomanda-o tuturor dacă nu ești interesat de, nu știu, război, guns, autodepășire în tot felul de situații de genul. Și cu siguranță este mai mult pentru băieți și pentru copii pe plus 14 ani, genul acesta, fiindcă poate să fie la anumite secvențe și dură. Este o carte super scurtă, deci eu am citit-o pe zborul Tanzania-Zanzibar, cred, ceva de genul acesta, mi-a trebuit doar 2 ore sau ceva de genul acesta, cred că are 100 de pagini. But, e drăguță. O notă ar fi 7 din 10, ceva de genul. And the next book, pe locul 3,
este Outliers, excepționali, de Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell este un scriitor de care îmi place mie foarte mult, a scris mai multe cărți bestseller, să zic așa, de la Blink, The Tipping Point, Talking to Strangers, sunt multe cărți de el, iar în cărți scrise de el care sunt foarte bine văzute. Tipul a scris în cartea Outliers, excepționalii, despre faptul că mulți oameni cunoscuți, foarte celebri în lumea să de la The Beatles, Steve Jobs, anyway, practic nu au fost excepționali fiindcă ei s-au născut excepțional. Acum, normal că o să ziceți că, oh my god, Steve Jobs chiar era excepțional. Era fiindcă, da, avea un IQ extrem de mare, știe toată lumea ce... inteligența avea el, dar totul a pornit și de la un cumul de experiențe și situații din viața lui care s-au întâmplat în perioada aceea. De exemplu, nu știu dacă să vă divulg sau nu, sau să vă las să citiți cartea aceea, dar vă dau așa un mic hint, să zic. Steve Jobs a spus că, adică el a explicat că Steve Jobs poate nu avea norocul acesta, nu avea norocul acesta să aibă legătura asta cu calculatoarele de mic, dacă nu era foarte aproape de o facultate, care era o singură facultate din statul acela care avea calculatoarele performante pe vremea aceea și care avea deschis, adică era gen pe gratis pentru studenți, să aibă acces. Deci a fost și puțin noroc acolo, deși eu nu prea cred în noroc și ghinion, consider că ți-l faci tu, e foarte interesant punctul lui de vedere în cartea aceasta, excepționale. O notă ar fi... 8.50 din 10, să zicem așa, că Supernatural e puțin mult mai profi. Ultima carte este The Deep. Această carte este scrisă de Seth Godin și aceasta cu multe review-uri, cu un rating de peste 1000 de recenzii pe Amazon și toate peste 4.7. Este o carte mega scurtă în care îți explică exact ceea ce scrie pe coperta. A little book that teaches you when to quit. Practic, tipul este super bun pe marketing, este, cred că, zeul marketingului secolului acesta și a scris cărți, cred că sunt sigură, de fapt, nu cred, mult mai bune decât cartea aceasta, nu știu de ce am început cu cartea aceasta, fiindcă a fost scurtă și în perioada noiembrie, dacă știți traseul meu, puteți să urmări pe Instagram, am fost în Polinezia franceză, am fost în Africa cu Max și am avut atât multe zboruri și am fost ocupați încât am vrut să termin challenge-ul de one book a week, dar trebuia să iau cărți și mai scurte. Aceasta a fost, cred că, de vreo 100 și ceva de pagini. Practic vorbește despre când să te oprești atunci când ești foarte implicat în anumit proiect, când ești, știi, în The Deep, când să te oprești și când să o iei de la capăt și să mergi mai departe și câteva strategii de marketing. Dacă vă interesează subiectul acesta, nu cred că ar trebui să începeți cu cartea aceasta. Nu mi-au oferit atât de mult knowledge, să zic așa, dar... Cu siguranță Seth Godin ăsta pe care v-am zis de el este super tare pe marketing și trebuia să încep cu alte carte de-a lui. Îmi place de el fiindcă am mai citit articole pe care le-a scris el și consider că informația pe care o dă în cărțile lui este mult mai actuală. Eu am terminat marketingul, este mult mai actuală, mult mai, să zic așa, precisă, mult mai concretă decât toată informația care se dă la facultate de marketing, să citiți cărți legate de marketing, că sunt super importante, orice business ai avea, chiar și pentru brandul personal este important să știi marketing așa, să știi cum ești văzut sau cum vrei să fii văzut și ce strategii să implementezi la tine. Anyway, that's it, am vorbit despre 4 cărți, iar exact, o notă ar fi... 5 din 10, cred că sunt destul de dură, dacă aș fi profă, cred că aș fi dură legată de chestia asta. Anyway, mi-au plăcut, v-am zis, pe locul 1 este Supernatural, după este Malcolm Gladwell, după este Make Your Bed and The Deep. That's it. Și acestea sunt cărțile anului, lunii ianuarie. Dacă v-a plăcut, m-aș bucura să-i dați un like și un subscribe și ne vedem pe Instagram, unde am un highlight în care vorbesc mereu, postez fiecare carte pe care o citesc în fiecare săptămână și acolo le fac o recenzie scurtă. Aici am vrut să dezvolt mult mai mult latura aceasta și să fie mult mai personal, să fie o discuție mai intimă, să zic așa. Aștept să-mi scrieți în comentarii dacă ați citit una dintre cărțile acestea, dacă sunteți de acord cu mine sau nu sunteți de acord cu mine și dacă îmi recomandați alte cărți pe care credeți, voi că ar fi potrivite personalității mele din ceea ce v-ați dat seama. Anyway, nu mai vreau să lungesc. That's it. Thanks!